domnilor consilieri, ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Livezi, Bacău, întâlnită astăzi 24 august 2020, este legal constituită și își poate desfășura lucrări. La ședință participă un număr de 12 consilieri, dintr-un total de 13. Conform înțelegerii și discuțiilor anterioare, președintele de ședință a urmat să fie domnul consilier Mocoi Dorină-L Valentină. Pentru un program încălcat și ăla se pronunță. Deci domnul Mocoi Dorină-L Valentin propune președintele de ședință pe domnul Slujiu Daniel. Cine este pentru votul? Cu 9 voturi pentru. Se abține cineva? Da? Deci 3 abține. Vă mulțumesc pentru că ne-am abordat. Vreau să vă întreb dacă are cineva de obiectat la procesul verbal de la ședința anterioară. Dacă aveți, dau cuvântul domnului. Nu? Mai aveți altcineva? Deci nu s-a înscris. Mai aveți și altcineva care se înscrie la procesul verbal? Da. Nu? Am spus, da. Deci dau cuvântul dacă mai sunt. N-am să mă refer la multe așa, dar sunt câteva care nu trebuie, care nu sunt prea posibil. Sunt președinți de Consiliu Local. Este o interpretare. Sunt niște interpretări greșite. Am să le spun, domnul secretar. Atât. Bun, o să spună domnul probabil ulterior. Atunci supunem la vot procesul verbal la ședința anterioară, nu? Cine este pentru, vă rog frumos? Așa. Deci, avem așa. Avem 8 voturi pentru. Se abține cineva? Domnul Bocu, domnul Ichim, domnul Talabal și domnul Bocoi. Vreau să dau citirii ordine zi. Avem un număr de 8 proiecte pe ordine zi. Deci au fost 9, dar unul este retras. Și încep cu primul. Proiect de hotărâre privind subvenționarea din bugetul local al Comunei Livezi a taxei de salubrizare a persoanelor fizice din Comuna Livezi pe anul 2020. Proiectul numărul 2 este retras după ordine zi. Nu are rost să nu mai citesc. Proiectul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea, modificarea tarifului de precolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale amestecate, reciclabile de la populație și a ieși pusipe, luând în calcul cantitatea programată de 1000 de tone an asumată de delegatar, al contractului de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeurilor municipale în județul Bacău, numărul 180/2957, din 6-5-2015 și actul adițional numărul 4 al contractului 180/2957 din 6-5-2015, așa, diminuarea tarifului de la 2.654,82 lei tonă fără TVA, 1.414,47 lei tonă, inițiat de primar și adus din partea tuturor comisiilor de specialitate. 4. Proiect de hotărâre prin revocarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Livezi, numărul 6, din 25/02/2020, privind modificarea organigramului și statutul de funcție pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Livezi și structurile subordonate Consiliului Local Livezi, județul Bacău, inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind reorganizarea, aprobarea funcțiilor publice, organigrama, numărul de persoane și statutul de funcție pentru aparatul de specialitate și a structurile subordonate Consiliului Local Livezi de Bacău, inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiei de specialitate. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice privind extinderea și modernizarea centrului civic al comunei Livezi Bacău, tot la fel inițiat primar și aviz din partea tuturor. Așa? Numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice privind executarea ziduri de sprijin pe drumul comunal Valea Rea, în comuna Livezi, județul Bacău. Proiectul 8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Livezi, județul Bacău, pe anul 2020. Și proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind alegerea în funcție a viceprimarului comunei Livezi, județul Bacău. Inițiat de hotărâre din Consiliul Local. Și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Deci am venit cu noi proiecte. Noi proiecte benefice pentru comunitate. Aproape am finalizat centrul civic. Mai avem o porțiune foarte mică în care am extins proiectul. O să vin și partea asta aici până la Ghivică cu poliția și chiar încercăm și cu blocul să nu mai fie petroaie și cu altceva. Finalizăm toate cele trei poduri care să mai vin niște lise pentru protejarea să nu cadă cetățenii de pe pod, deci care nu au fost prinse atunci în proiect. Grădinița știți că s-a început acum să toarnă. Cu apa este problemă foarte gravă, este un consum foarte mare. Suntem în perioada de secetă, nu avem apă. Au venit chiar cetățeni la noi și ne-au întrebat de ce nu apă. I-am dus în teren, le-am arătat puțurile de unde extragem apa și o pompăm la cetățeni. Nu este apă, deci pompa merge o oră, 5 ore nu merge, până se acumulează apa în puțuri, că nu avem de undeva, nu tragem nici din Tazlău, nici de la Valea Uzului, nu avem puțuri. Am făcut o suplimentare de apă care este făcută aici în spatele CAP-ului, care pompează, tot la fel, pompează rețea, dar nu dovedește. Atâta este apă care avem la actual. Da. Mai multe, ce să zic? Muncim pentru comunitate. Venim în Valea Rea, facem zidul de sprijin, în zona, în fundul satului, acolo, la știopul, unde se face zidul de sprijin și înălțarea drumurilor pentru nu mai ieși apa pe drum. Avem niște ziduri, tot la Valea Rea, unde protejăm niște poduri care țin să cadă josului, cetățenii au, cam majoritatea în fața lor au poduri care n-au acces, nu sunt două drumuri, se poate face un drum de cale de acces pentru fiecare parte. Deci noi nu facem campanie, doar lucrăm. Nu suntem corectași, nu mergem să le spun la oameni că n-am mai pus o balustradă, că nu mai avem, nu o să se finalizeze totuși. Sau spunem la cetățeni că proiectele sunt venite din urmă, proiectele sunt aduse în fiecare și din Consiliul Local, sunt prezentate și sunt puse în execuție banii mei, iar să facem și care buget, o să ne ocupăm și cu școala de la Prăjoaia pentru șapancă, înlocuim toată șapancă și la Prăjoaia. Facem și stațiile de autobuz, au început stațiile de locuri, stațiile de autobuze. Deci, iată, numai 4 de zile, cu schimbarea și cu echipa care a fost, se poate face. Se poate lucra și se poate face. Cred că nu s-a făcut în 4 ani, ci s-a făcut acum. În câteva luni. Deci, dacă se vrea, se poate. Nu doar numai laude. Alții fac campanii, s-au pregătit programul de campanii, îți spun ei ce bun vor fi, cum vor fi. Din păcate, sunt și angajați din instituții care candidează, care au stat aici și n-au încasat taxele și impozite, au un prejudiciu sau o datorie de 17 miliarde de pe blocul posturilor de muncă. Ce să mai avem? Altceva nu mai avem. Bugetul, știți foarte bine, este format din taxe și impozite, nu vine nimeni cu bani de acasă, trebuie să ne colectăm. Deci avem treabă, nu avem timp să mergem, să facem campanie și să spunem ce deștepți suntem noi și ce vrem să facem zilele, bătrâni, nu știu. Facem cât putem. Da, vă mulțumesc. Dacă mai avea cineva de adăugat ceva, să mai spun ceva, nu știu. Dacă nu, și-ar mai avea ceva de obiectat. Mai sunt niște proiecte care cu taxe și impozite puse din mine, care s-au redus taxele și impozitele. Am proiecte cu apă care le-am pus tot timpul și am încercat reglementarea apei. Nu s-a ținut cont, a fost respuse de domnul Ichim. Avem Proiectul Centru Civic depus și tot așa respins de domnul Ichim, care nu s-a uitat că se poate face. Le-am rezolvat pe toate. Vă dau și data și numărul, dar nu mai are loc să mai dă. Avem doar sesizări, dacă vreți să uitați fiecare în parte, lucrul fiecare în parte, s-au început și urmărirea penală cu bordurile pavele din curtea instituției, cu fals, înscrisuri oficiale. Uitați-vă și dau la fiecare ca să-l citiți, să vedeți ce sunt. Sesizarea pentru poduri, că nu sunt bun podurile. Pe fiecare parte. Deschiderea unui dosar penal cu pavele care lucrări și nu sunt executate. Citiți-le să vedeți ce candidați avem noi. În comuna noastră, când se face treabă, ne fac sesizări. Mare cineva? Mare cineva. Cui mi-am dat? Nimic. Te-am dat? Nu? Că ne-am pregătit. De dacă lucrăm nu este bine, ne fac sesizări, au venit, au făcut un fapt, nu au pățit nimic. Ne-a felicitat, se dă înainte. S-a deschis dosarul penal, să știți. A fost la noi, s-a prezentat de la Poliția Economică de la Onești, ne-au cerut documentația să vadă cum se stă cu parcarea aici, lucrări plătite de 5 miliarde și nu sunt executate. Este vorba de o idolă, de pavele, de un zid care are 30 de metri și are doar numai 19 metri. Deci documentatea sunt predate la Poliția Economică, în care s-a deschis un dosar penal, se va vedea, pentru un scris, falsă în scrisul. Și abuz în serviciu. Deci cam atât. Și hai să trecem la ordine zi, că avem treabă, să votăm proiectele și le facem. La plângere penală, nici nu știu, nu mă interesează. Este normal să facă plângeri penale. Deci vine și spune domnul Soluciu că cineva i-a făcut sesizări, dar ei fac la rândul lor. În perioada când pe mine m-au schimbat, lucrările erau se lucra în licinta primării. Din acel moment nici nu știu ce s-a întâmplat, știu doar că constructorul a fost oprit prin baza unui document și s-a oprit, s-a asistat lucrările. De aici încolo nu știu. Este corect ca organele abilitate să-și facă treaba, nu are rost să vorbim pe această temă, pentru că, fiind o anchetă, o lăsăm să se deruleze conform legii. Deci, repet, în perioada când eu eram aici, lucrările erau în desfășurare. Ce s-a întâmplat după, nu știu. Vom vedea în fața organelor de cercetare penală care trebuiau făcuți, ce trebuia urmat, pașii care trebuiau făcuți, dar țin să vă anunț că s-a făcut sistarea lucrărilor în baza unui document semnat de conducerea care a fost în acel timp, care a urmat după mine. Vă mulțumesc! Am vrut să vă dau și un răspuns. Dacă nu filmați pe mine, dacă nu filmați doar cu domnul Sorin, că el vă spune tot ce face el. Deci hai să fim echitați pe toată lumea. Deci să vă dau o explicație. Deci ce spune domnul Sorin? Că s-au prevăzut lucrare? Nu. Sunt acte doveditoare, sunt ridicate. Nu lăsăm numai lucrări. Lucrări plătite și neexecutate. Este fals intelectual. Să vă explic ce s-a întâmplat cu falsul întâlnit. Sunt situații de lucrări plătite, ordini de plată, lucrări care nu există. Noi n-am oprit pe nimeni și nu putem să facem să oprim pe cineva, că nu avem cum să oprim pe cineva, atât timp cât este un contract încheiat. Deci contractul încheiat este plătit ultima factură. În perioada este semnătura domnului Chiem, semnătura pe situație de lucrări și sunt lucrări, încasați banii și lucrările nu sunt executate. Nu aveam ce să oprim noi, atât timp când s-a deschis dosarul penal și s-a văzut și clar fapta, mi spune că nu i-am oprit. Deci nouă ne-a deschis dosar penal, nu dumnealui că a plătit. Deci chiar nu mai avem, nu o să mai vorbim. Deci lăsăm justiția să vedem ce se întâmplă, dar să nu cumva să nu prindem până la lege, să nu fiți arestat. Nu știu, să va documenta. Deci sunt aproximativ Din cât s-a făcut o cercetare, undeva la 2 miliarde ceva prejudicii comunii noastre. Iar lucrări, o rigoră de 800 de milioane, un zid de 30 de metri, care se poate măsura, că doar aici. Din 19 metri, pavele care trebuiau fi așteptate, sunt plătite, nu de către noi. Sunt plătite de către domnul Chiem Soare cu semnătură și absolut tot. A fost dirigintele așa întrebări, au intrat toată lumea în panică, mi-a spus ce să facem, nu știu ce să facem, ați semnat, ce a semnat, vă înșusiți toată lucrarea. Sunt niște pavele acolo aruncate, nu știm ce sunt ele, nu sunt predate. Aba nu avem. Deci, mai departe o să vadă organe competente. Da, atât. Deci, hai să începem cu ordine. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind subvenționarea din bugetul local al Comunei Livezi a taxei de salubrizare a persoanelor fizice din Comuna Livezi pe anul 2020. Uitați-vă, noi venim din nou cu reducerea taxei și se poate. Facem investiții, venim și cu reducerea taxei. Deci nu mai putem să punem o povară pe cetățeni. Deci la 90 de lei de persoană, atât timp cât s-a aprobat, nu mai dau nume de cine, că n-are niciun rost, am reușit să-l ducem cu 50% mai jos. Deci la 90 de lei o să fie undeva la 60 de lei de persoană pentru anul 2020. Mai mult de atât, nu am ce să răspund. Deci înscriere la cuvânt sau dacă nu să punem la cuvânt. Comisiile de vot. Comisiile de specialitate. 1. Favorabil. 2. Favorabil. 3. Având în vedere că proiectele toate care sunt puse pe ordinea de zi sunt inițiate, așa cum se precizează în acte, sunt inițiate de primarul Coacă Vasile. Bun. Dar, potrivit adresei care ne-ați pus-o în dosar de la Prefectura Bacău, prin care arată că alegerea primarului, domnului Coacă Vasilecade, este ilegală și ultima alegere a domniei sale din luna trecută este atacată ca și celelalte din urmă, câteva. Noi constatăm că nu avea calitatea să inițieze aceste proiecte. Avea calitatea să le inițieze domnul viceprimar, care este legal. Că Consiliul Local a ales pe viceprimar, dar pe primar nu. Și atunci, dacă hotărârea este atacată în instanță, ca și celelalte, noi suntem obligați să respectăm ceea ce face prefectura, pentru că acolo sunt, și uitați aici, până la soluționarea cauzei, actul atacat, potrivit alineatul 1, este suspendat de drept. O persoană care este suspendată, este dată jos de la volan, nu mai conduce microbuzul. Da, aș vrea să pun și eu o întrebare aici. Ce se întâmplă cu cetățenii care au plătit până la acest moment taxa de salubrizare? Nimic. Se va da înapoi, se va rămâne cu plusul și se va plăti rămâne pentru acționarea. Se scade niciun fel de problemă. Deci pentru toți cetățenii, începând de la 3 ianuarie, au același beneficii. Dar ajung, gata, am terminat. Deci domnul nu trebuie să-i explic, dar are dreptate ce spune domnul într-o mare parte, dar vreau să spun că inițiarea proiectului s-a făcut pe data de 18, când această adresă la prefectură este înregistrată pe 19 la noi. Deci tot ce înseamnă convocarea ședinței Consiliului Local este legal. Este documentul pus și se vede foarte clar. Iar inițierea este făcută cu o zi înainte. Deci noi nu aveam de gând, noi ne făceam treaba, nu așteptam o decizie de undeva. Iar dacă nu ne lasă să facem treabă, noi facem treabă pentru comunitate, nu stăm între hârtii sau ceva, arătăm cetățenilor că putem să facem poduri, centru și toate, că nu stăm la mâna prefecturii sau la mâna cuiva. Noi suntem aleși, hai să lăsăm partidele deoparte, suntem oameni, toți am promis în campania electorală că vom face, hai să facem treabă, nu ne mai legăm din așa. Dacă se vrea să facă. Da. Deci dacă mai sunt alegi puțin, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Nu o votul pentru. Da, Dar vreau să specific, aici, ne abține datorită faptului că domnul primar Coacă Vasile este suspendat de drept. Nu avem alt motiv decât acest document care ne l-a spus în față și prefectura ne-a comunicat că hotărârea în care a fost ales a fost atacată în instanță. Am explicat odată. Nu trebuie să prezentăm și la cameră. Vedem la cameră, se vede data înregistrării de la prefectură și data convocării a Consiliului Local. Deci este perfect legal. Și aș vrea să adaug, domnul secretar. Deci n-are rost să mai vorbim. Dacă domnul Coacă Vasilecade ar candida și populația lui alege primar, n-avem nimic împotrivă, îl respectăm primar. Dar până la acest subiect mai e timp. Da. Deocamdată nu. Mergem la... A fost acolo 9 voturi pentru și 3 abțineri. A fost domnul consilier Lucu Nicolae, Talabal și Chiem Soare. Deci la punctul 2. Da, punctul 2 care e tras pe ordinea de zi, știți. S-a fost retras, da? Punctul 3. Ca persoană tot respectul. Este vorba de proiectul numărul 3 privind aprobarea modificarea tarifei de precolectare, colectare și transportul deșeuri municipale, amestecare reciclabile de la populație și a EQCP, luând în calcul cantitatea programată de 1000 de tone an asumată de delegatar, așa, la contractul de concesiune pentru delegarea gestiunii servicii de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180 și cu act condițional, este vorba scade de la 2654,82 fără TVA la 1414,47 lei. Deci scade. Dar să noi, nu știu, dacă are cineva de obiectat ceva, eu zic că este bine. Comisiile de specialitate. Comisiile 1, organizată favorabil. Comisia numărul 3? 3 negativ. Negativ, deci nefavorabil. Deci, supun la vot. Cine este pentru? Cine este pentru, vă rog frumos? Pentru micșorare. Dacă nu suntem, deci asta nu trebuie. 9 voturi pentru. Așa. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 3 abține. Să nominalizez. Da. Proiectul de reprindere revocarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Livezi din numărul 6 din 25/2020 privind modificarea organizării și statutul de funcție pentru aparatul de specialitate a primarului Comunei Livezi și structurile subordonate Consiliului Local Livezi județul Bacău anul 2020. Comisiile de specialitate. Comisiile de specialitate. Favorabil. 1 favorabil, 2 favorabil, 3. Comisia numărul 3. Comisia numărul 3, negativ. Negativ. Dacă aveți discuții, dacă vreți să spuneți ceva, dacă nu trecem la vot. Este atât de încurcat acest proiect, numărul 3, încât ca să-l discursi trebuie ore. Ori cu 9 proiecte pe ordinea de zi, noi trebuie să trecem peste ele, să le feștelim. Nu să le despicăm. Deci, am văzut aici, dacă vreți să-mi dați... am observat că înființăm posturi, 2 posturi de lăsați-mă să termin și dumneavoastră spuneți după aia ce. Deci vorbim de 2 posturi de consilier personal al primarului. Unul de administrator public și unul de consilier personal al primarului. Administratorul public este aceeași treabă ca și consilierul personal al primarului, numai că are pasă și semneze. În locul primar. Consilierul personal, ăla poate să facă ca și primar. Primarul pleacă în vacanță. Ok. Deci 2 posturi nici la oraș nu sunt. În fine, lăsăm așa. Dar ca să venim să spunem consilierul viceprimarului este ceva de neimaginat. Eu, în perioada când am fost, am căutat să restrâng activitatea unor persoane care nu-și găseau locul în instituția noastră, în instituția primăriei, iar acum ne trezim că le multiplicăm și le înmulțim fără rost și fără să fie legale. Nu cred și n-am auzit. Dacă dumneavoastră mă contraziceți, postul de consilier al viceprimarului. al viceprimarului. Pentru că mai trebuie să mai punem a secretarului și a secretarei și a consilierul la fiecare persoană din primărie. Da, vă mulțumesc. Spuneți-mi. Deci, în primul rând, nu știți ce proiect vorbiți. Este vorba de revocare. Deci, abar nu aveți. Deci, vă mai spun o dată și repet, abar nu are la ce vorbește. Deci, vorbim de revocarea prostiile care le-ai făcut dumneata. Pe o dramășoasă care ai încercat să dai oameni afară ilegal, care le-au câștigat în instanță, domnule Ichim. Nu mai prostii lumea, că prostii vorbești pe din afară. Domnul Ichim, uite bine ce citești, dar nu știi să citești. Este vorba de revocare, nu de înființare. Mai citești odată, să-l citești, să-l știi, poate. Noi revocăm prostiile care le-ai făcut dumneata. Și ai anulat postul, domnule Ichim. Ai scos posturi care să nu mai avem posturi aici, cu cine să mai lucrăm. Păi, domnule, uitați că lucrăm. Uitați că să avem o mare de proiecte. Tu nu le-ai făcut niciunul, normal că n-aveai cu cine să lucrezi, nu te-ai sfătuit cu cineva. Ai știut să dai oameni afară. Nu așa să dăm oameni afară. Oamenii noi am constatat că este irresponsabil și l-am retrogradat. Nu am dat afară pe nimeni, am văzut că nu și-a făcut problemele. Aici este vorba de revocare că au câștigat în instanță prostiile care le-a făcut, dar mai grave era că trebuia să plătim noi Consiliul Local că ne-a dus în eroare și daune morale. Nu facem înființări la acest proiect. Abar nu aveți să vorbiți. Revocăm. Mai citesc o dată ce înseamnă revocarea și înființarea. Faceți diferență între una și alta. Nu se poate atâtea prostii și atâtea... Duceți prostii la populație. Gata, ajunge cu informație, cu dezinformație. Lucrăm pentru ei, mai că suntem în campanie, spuneți corect. Este revocarea. Doamnelor consilieri, citiți ce aprobăm la revocarea sau înființarea. Acest om nu știe ce vorbește. Deci aruncă numai cu noroi în noi. La ceva nu ce să mai spun, rămâi surprins cu prostiile care se vorbește aici. Deci campanie electorală, veniți la aceasta și să faceți campanie, veniți pentru cetățeni. Să lucrăm pentru ei, veniți să vă puneți prostiile care le spuneți pe drum. Doamne, nu am văzut așa ceva. Cum pot să fii prostiile? Este că suntem revocarea hotărârii numărul 6 din februarie. Care dumneata ai făcut-o. Că spunând că n-ai bani și în buget erau bani. Ne-ai păcălit pe toți și am fost duși în instanță. Și domnul Talabal știe că a fost prezent la proiect, la proces. Cum poți să vorbești prostiile astea? Chiar rușine să vă fie de așa ceva. Duceți cetățenii în eroare. Asta m-am avut gândit, chiar n-am ce să mai zic cuvinte, nu se mai poate așa ceva. Trecem la punctul numărul următor. Deci, aceste puncte de revizie au dat aviz. Punctul 3, revocare, așa. Supunem la vot adoptarea acestui proiect. Cine este pentru? 9 voturi pentru. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Ichim, domnul Lungu și domnul Talabal. Deci proiectul numărul 4, 5, acum vorbim de reorganizare. Proiectul de hotărâre privind reorganizare, aprobare, funcție publice, organigramă, numărul de personal și statutul de funcție pentru aparatul de specialitate și structurile subordonate Consiliul Local, Județul Bacău, inițiat de primar. Acum vorbim de inițiere, domnule. Și vă spun și de asta dacă aveți ceva de adăugat la așa ceva, de cum s-a făcut postul ăsta. Am reorganizat toate prostiile care le-ați făcut până acum. Da, domnule, am dus chiar avem om pe resurse umane. Am trecut peste pe achiziții când ați înființat posturi pentru debutanți, domnule, și noi avem post de achiziții care lucrează acolo, care n-ar vrut și-ați pierdut proiecte. Reorganizăm toate prostiile care le-ați făcut acum aici. Vă explic. Aici vă explic ce facem acum. Aia a revocat prostiile tale și acum le reorganizăm noi. Acum vorbești, dacă aici se vorbește. Și îți dau explicații la orice. Te legi de Consiliul Primarului, când fiul tău a fost angajat Consiliul Primarului și spui că nu este averație. Dar nu angajăm, domnule Ichim, pe nimeni. Am reorganizat cum spune legea, domnule Ichim. Nu facem niciun angajat. Domnule Ichim, vă mai trag atenția, nu mai duceți, nu angajăm pe nimeni, domnule Ichim. Reorganizăm cum, organigrama, așa cum spune funcționarii, statutul de funcție a primarului. Nu angajăm pe nimeni, domnule Ichim. Nu mai duceți populația în eroare. Nu mai aruncați cu noroi în oameni care fac treaba pentru comunitate. Am reorganizat că niciodată nu aveam pe resurse umane. Nimeni nu a fost promovat, au fost în instanță, s-au pierdut procese din cauza asta că n-ați reorganizat nimic. Avem un om care se ocupă cu resurse umane, care știe ce trebuie să facă, să știe fiștele postului, ce trebuie să facă aparatul de specialitate primarului. Nu știu nimeni ce să facă, domnule Ichim. Aveți fișa postul, ați făcut ceva, ați organizat ceva. De ce n-ați făcut post de achiziții, că vă spunea legea, conform noului codul, care trebuia să înființăm pe funcționar public achiziții? Adică nu avem, ați vrut să desfințați un post de achiziții. Adică noi în Comuna Livezi, nu avem nevoie de achiziții. Adică noi nu facem achiziții, facem podul, cercul civil. Asta am făcut. Dar nu am angajat pe nimeni, am transformat angajați al instituției, am transformat. Da. Ca aceștia angajați să știu de ce vin la servici, domnule Ichim. Și știu ce au în fișa consul a dumnealor. Nu vă luați de consilier, că nu a angajat nimeni consilier. Este făcut ca la lege, nimeni nu e obligatoriu să angajeze. Eu personal nu mă angajez, domnule, de nimeni. Îs capabil și postul nu m-am angajat, tu te-ai angajat. Eu nu m-am angajat. Îs capabil să duc postul la capăt și am demonstrat că pot. Am demonstrat în cele 4 luni că se poate face treaba. N-am venit cu bani de acasă. Îs cu banii de aici, domnule Ichim. Din bugetul acestei lucrat. Am echilibrat salariile, domnule. Am făcut toate dreptățile care le-ați făcut aici, care s-au favorizat pe unii sau pe alții. Am spus de atâtea ori în Consiliul Local că ați fost ilegalități. Acum am făcut reorganizat, uitați-vă și uitați-vă reorganizare. Nu am angajat pe nimeni, arătați un om care am angajat, domnule Ichim. De ce vorbiți aruncați cu noroi? Dar oamenii vor să facă treabă, să știe de ce vin la serviciu cetățenii. Avem posturi retrogradate la caserie în care nu și-au făcut treaba. Știți cum se face un buget al nostru? 17 miliarde avea gaură, domnule. Avea gaură în buget, în compartimentul de taxe și impozite, domnule. Care am trebuit să-i luăm măsuri. Nu, nu l-am dat afară, l-am retrogradat. L-am dus să-și facă treaba atâta cum poate. Am înființat comisie, domnule Ichim, ca să verifice corpul de control, ca să vadă cum își fac treaba toți angajații. Cum lucrează pentru cetățenii, asta am făcut. N-am dat afară, am dat cu toporul. Dar nu și-și facă treaba, cu oamenii trebuie lucrat ca să le explici și să vorbești frumos cu ei, să-și facă treaba, să lucreze pentru cetățeni. De asta sunt angajați aici. N-am venit să dau afară că el face politică. Lasă să facă politică, are dreptul lui. Dar întâi să-și facă treaba care banii a încasat aici și să răspundă. De ce n-a încasat 17 miliarde? Care noi avem atașat la buget, care nu putem să ne facem treaba, ne avem gând să plătim. Fiindcă acei 17 miliarde care trebuia să ne încaseze până la 31 decembrie fac parte din bugetul nostru, care nu putem să plătim o serie de lucrări. Asta face. Da, haideți să... Da, a fost o eroare ce spus pe proiectul ăsta, pentru că dumneavoastră în prima parte a scos un proiect de ordine de zi și acolo... Da. Vorbim acum. Domnul Coacă, primarul Comunei Livezi, care vă alegeți astăzi. Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră aici. Și mă uit atent. Compartiment nou înființat. Deci, domnule, ori suntem proști, ori suntem nebuni, noi ăștia, consilieri, sau, vă spun așa, scrie compartiment nou înființat. Și vine așa, administrator public, studii superioare, da? Uitați-vă atent ce vă spun. Funcție contractuală de conducere pe perioadă determinată. Deci vreau să vă spun aici, și dumneavoastră vorbiți de legalități. Administratorul public se angajează prin examen și nu este pe perioadă determinată. Dar cum îi spune? Doamne, nu îi spuneți dumneavoastră. Deci administratorul public, repet, ocupă acest post prin examen, spre deosebire de consilier primar. După aia. Bun. Administrator public. După aia. Cabinet primar. Da, haideți să lăsați-vă să termin. Compartiment nou înființat. Și apare două posturi. Le luăm cu consilier primar. Consilier personal al primarului, un post, studii medii, da? Și consilier personal al primarului, 2, studii medii. Funcții contractuală, 1 ocupat. Medii și studii superioare. Da, ascultați-vă. Deci unul dintre posturi este momentan ocupat. Da? De cine? De cine ai angajat? Bun. Nu, eu n-am angajat pe nimeni, eu n-am angajat pe nimeni. Consilier și după aia, încă un post de consilier al primarului care nu este. S-a mai înființat. S-a mai înființat un post. Haideți să vorbim de asta și mai discutăm. Da? Facem cruci. Haideți să discutăm. Resurse umane. Se înființează, deci se înființează posturile, nu că au fost. Se înființează un post. Dar cum se înființează? Dar lăsați-mă un pic. Funcție publică de execuție, consilier achiziții publice, clasa 1, grad profesional superior, ocupat de doamna Ioniță Ghiu. Da, da? Nu l-a dat transformat, e funcție contractuală în funcțional public, dacă știi. Noi ascultați-mă. Dar lăsați-mă să treci pe aia sus. Deci votați-mă să ceva nu are nimic. Puntuați-mă, explic. Domnul Ichim, lăsați-l și oamenii să știe. Ascultați-mi. Păi dați voie. Deci dumneavoastră a spus un grad profesional superior. Da, are studii superioare. Domnul, nu e vorba. Dar ce vorba? Ascultați-mi. Deci postul trebuie făcut debutant. Nu vorbim de studii superioare. Deci este debutant postul care trebuie să-l formați. De aici vor face noastră. Da, vă explic domnul. Domnul, nici nu trebuie debutant. Nu trebuie nimic, așa e legea. Domnul Ichim, lăsați-mă că legea este făcută cum vrei tu, cum v-a făcut. Deci legea, noi avem acum funcție contractuală. Prin noul cod administrativ, ni s-a impus la toate primăriile, fiindcă fără un compartiment de achiziție nu se poate lucra. Aici sunt manevre care le-a făcut și nu mă să mai dau cu cine le-a făcut. Trebuie să treacă printr-un angajat să nu se mai facă niciun fel de ilegalitate. Doamna inginer Ioniță Gina este angajat cu studii superioare pe maxim, fiindcă are o vechime mare, un an până iese la pensie. Deci este inginer constructor, cu studii superioare. Se poate dovedi să verifică. Nu ne agrine. Domnul, păi și atunci de ce vorbesc? Ia, deci ne-a impus noul cod administrativ, ca tot ce înseamnă achiziții publice să se facă funcționari publici, să explic cetățenilor. Noi, Comuna Livezi, avem și funcție contractuală și funcționari publici. Mulți nu știu, sunt angajații noștri, dar funcționarii publici aplică. Domnul Ichim, avem ocazia ca să vorbim și să spunem lucrurile pe nume, nu mai să mințim cetățenii. Iar funcție contractuală sunt angajați de noi. Nu mai primim aviz la funcționarii publici. Dar fiindcă prin noul cod ne-a obligat să transformăm postul, să-l transformăm, nu să-l înființăm. Că nu mai este și contractual. Nu este normal acea persoană cum să iasă debutant ca unul care termină școala la 20 de ani? Domnule, te mai întreb o dată, dar dacă el iese la pensie mâine, are superiore pe maxim, ca omul și-a dovedit cu anii lui și cu vechimea lui și cu studiile lui, a ajuns la pensie. Cum să pune debutant ca un om care abia se angajează acum? Cum îi vezi dumneata? Păi cu ce fel de specialist? Domnul Ichim, cum lucrăm? Domnul Ichim, cu specialist lucrăm, domnule. Vă rog să ne clarificați. Domnule, v-am explicat, clar eu să mai explic. Domnul secretar, gândirea ca dumneavoastră, fiind juristul Consiliului Local, să ne explicați. Sunt secretarul general. Sunteți secretarul general. Puteți să ne dați o explicație? Vă dau o explicație. Domnul secretar a avizat pentru legalitate domnul Ichim Sorin, dacă nu vă uitați, punctul de vedere al domnului secretar este prin semnătura lui, domnul Ichim. Dacă nici acum nu știți ce înseamnă o semnătură unui secretar general. Puteți să, cu permisiunea mea, puteți să lăsați. Dar de ce? Domnul i-a avizat pentru legalitate. Domnule, nu este. Chiar tu vrei să judeci toată lumea, să-ți dai explicația de domnule. Ai ocupat această funcție și știi ce înseamnă o semnătură a unui secretar general. Știi, cred că dacă nu știi nici acum, după 4 ani ce ai ocupat această funcție din greșeală, nu știi ce înseamnă o semnătură a unui secretar general, n-are rost să mai vorbim. Păi nu puteam discuta proiecte dacă nu avem avizul de specialitate. Deci chiar nu mai duce cetățenii numai la mișto și numai în eroare, ca să crezi tu că faci tu și ești tu, spui tu. Chiar tu vrei orice, nu se compară la nivelul tău să-ți mai dea explicație. Atât timp cât ai în dosarul tău semnătura secretarului general, avizul. Deci nu are rost să mai discutăm. Nu are rost, domnule, să mai discutăm. Deci un om nu înțelege. Nu înțelege nimic că achizițiile se fac pe la compartiment care le-a luat dumneata cu domnul Lovar, care a făcut tot ce cu avere fără să știm, nu există nimica. Asta facem să fim transparenți, cetățenii să știe cum cheltuim banii, să nu mai facem aducere pe domnul Lovar sau Zidee, domnul, care l-a angajat undeva să facă achiziții, care a jucat un proiect de 1.000.000 de euro. Spune-ți cu de noi. Deci este lucrat, domnule, a scos domnul Lovar dumneavoastră, ați evitat achizițiile publice, ați făcut licitația fără expertiză, domnule, care acum nu ne mai modifică nimeni. De 1 an de zile este blocat acest proiect. Ne dă și în judecată constructorul. Fiindcă nu mai putem să ceva, am fost la Iași, am fost la Piatra Neamț, nu mai putem face nimic, domnule. Expertiza expiră într-1 an de zile, domnule. Ai scos la licitație un proiect fără expertiză, domnule. Domnul Ichim, ai blocat 1.000.000 de euro pentru comuna asta. Se va dovedi clar că se va vedea. N-avem, domnule, cu semnate. Domnule Ichim, mai spun o dată. Se va dovedi că ești cercetat, domnule. Aveți răbdare că dumneata ai spus. Justiția îți va spune cuvântul. Pe asta îmi și spune. Dacă dumneavoastră ești și spune justiție și trebuie. Îmi asum, domnule, ce spun că ai blocat cu scris. Îmi asum că ai blocat un proiect de 1.000.000 de euro. Domnul Ichim, lăsați. Păi n-avem cum, domnule. L-ai scos fără expertiză și ce înseamnă expertiză tehnică care te va lua un an de zile. Poate cei care se uită la acest ședință știu, domnule, ce înseamnă un proiect fără expertiză. Nu se duce nimeni la pușcării, domnule, nu se duce nimeni la avizul, domnule. Deci nu știi, domnule. Până acum la Piatra ne-am dus cu mașină, ne-am dus cu mașină, sunt blocate, splicate toate. Domnul, îți mai spun o dată! Îți mai spun o dată! Domnul meu! Domnul Ichim, ei de un an de zile, tu l-ai însemnat și vei răspunde. Eu n-am spus niciodată. Domnul Ichim, îți mai spun. Și de ce nu s-a început lucrarea de un an de zile? Un an și... Domnule, ai licitat. De ce n-ai început începerea lucrării? Nu putem. Din cauza că n-ai expertiză. Cred că va înțelege și va mai seza cineva. Știe ce vorbe, știu ce vorbe. Nu suntem cu banii în loc de saltar și furăm. Se fac pe niște documente. Ai scos la licitație cu proiectant de la Iași, care ai făcut o manevră, cu studiul a făcut altcineva, că ai făcut niște manevre. Vei răspunde. Domnule, nu! Domnule, se va vedea clar. Se va vedea clar. Avem răbdare că vei fi cercetat. S-a deschis dosarul penal. Avem răbdare. Am spus-o până acum. O să vedem și vei răspunde. Cu timp. Eu am spus, cei care se uită, domnul Ichim, cei care se uită, domnul Ichim, cei care se uită și cunosc administrația publică, știi ce înseamnă un scos, un contract fără o expertiză. Care expertiza cât are termen, domnul Ichim, cu nouă alegeri. Știi măcar câte, un an de zile, domnule, și dumneata ai scos proiectul din prima fază care ai făcut expertiză expirată. Acum nu mai modifică nici proiectantul, nimeni nu-și mai asumă așa ceva. Ai făcut o prostie mare cu domnul tău Rotaru. Păi răspunde. Nu știu. Treaba ta. Păi răspunde. Eu nu mai spun nimic. Avem răbdare să nu-și facă treaba justiție. Da. Cine este pentru? Nu mai are răspuns. Am discutat. Se pune la vot adoptarea acestor proiecte de hotărâre. Cine este pentru? Președinte, nu votul pentru. Cine este împotrivă? Se abține cineva? Următorul proiect? Da. Aprobarea documentației tehnice? Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, privind extinderea și modernizarea centrului civic al comunei Livezi de Bacău. Deci aici este extinderea, terminarea tot centrul civic. Se știe, se lucrează, aproape este finalizat, cetățenii sunt mulțumiți, s-a luminat fața comunei. Am ajuns, de câte ori m-am zbătut în Consiliul Local, eu, consilier și mai mulți consilieri, care am propus de ani să modernizăm centrul, fiindcă punem în pericol atât bătrânii, cât și toată populația comunei, mergând pe șoseală. Acum, cred că cine are ochi să vadă, ați văzut că se poate. Mai mult de atâta, n-am spus. Comisiile de specialitate. Favorabil. Favorabil 1. 2 favorabil. 3. Nefavorabil. Am înțeles. Nu sunteți de acord niciodată. Trebuie să punem la vot că știm cine e împotrivă, n-are rost. Cine este pentru? Păi da, s-a aprobat. S-a aprobat? Da, da, da. 3 abțineri. Ah, 3 abțineri. Bine. Bine, l-am numărat. Așa. Trecem la 6. Deci cu 9 voturi pentru și 3 abțineri. Așa. Așa. Deci proiectul numărul 3 se nu să mai spunem o dată. Mai spunem o dată. Eu am spus. Scuze. Eu am spus. E greșeala. Da. Cine este pentru? Cine este pentru, vă rog frumos? Ok. Deci 9 voturi pentru. Să rămăsesem în 9. Nu are nimic. Facem greșe. Împotrivă. Cineva? Abține. Cine se abține? Domnul Ichim, domnul Logu și domnul Talabal. 3 abțineri. Cu 9 acțiunile noastre sunt motivate de faptul că n-am avut materiale. Unul la al doilea lucru, conducerea primăriei este ilegală atâta timp cât ordinul de prefect. Ok. Da, vă mulțumesc. Proiectul de privind aprobarea documentației tehnice privind executarea ziduri de sprijin pe drumul comunal Valea Rea în comuna Livezi, județul Bacău. Deci este vorba de ziduri de sprijin pe Valea Rea, unde s-a făcut pod acolo, se mai face niște ziduri de sprijin ca să nu mai iasă prâu, să iasă pe drum, o să fie niște ziduri de sprijin, deci adâncirea prâului, ca să nu mai vină, să nu mai avea probleme cetățenii din fundul satului. Se mai face și niște ziduri de sprijin și în zona Mușchiopu, acolo unde avem probleme. Și mai la vale, deci o să vedeți. Se lucrează. Mai mult de atât ce să zic. E bine că facem ceva. Nu știu ce facem, dar măcar facem ceva. Am fost amorțiți de 4 ani de zile. Numai eram o parte din conțe care veneam și o parte care domnul Chiem mobiliza, nu avea voie să voteze nimic. Că vrea să știi că se iasă primar, că acum când ies eu, vă arăt eu. Până acum nu știu. N-am văzut nimic, nu știu nimic. Da, cine este Petre? Comisie desfavorabilă. 2 favorabilă. 3. Nefavorabilă. Nefavorabilă. Așa, acum trecem la vot. Cine este pentru? 9 voturi pentru. Cine este împotriva? Cine se abține? Domnul Lungu, domnul Ichim și domnul Talabal. Uite așa vrei să-i primar. Nu votez nimic. Nimic. Nu putem vota nimic. Că se fac ziduri. Răspunde cei care le fac, cum ai să răspund și tu. Nu e nicio problemă. Care problemă? Cineva răspunde. S-a aprobat, domnul președinte. Da. Acum trecem la rectificare de buget. Să arătăm că avem și bani. Deci nu doar, cum o să zic alții, promisiune electorală, nu. Suntem proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Livezi, județul Bacău, pe anul 2020. Pentru toate proiectele am venit și cu finanțare. Deci aceste proiecte se va finaliza în funcție de consultul cât duce de repede lucrările la cap. Dar 80% sunt finalizate. Mai bine. Comisiile. Comisiile. 2 favorabile. 3, nu? Nefavorabile. Da, știm. Asta explică acuși de ce. Ce să mai spui dacă e nevoie? Ce vorba de bani trebuie să știți mai bun? Am spus-o. Te-am spus-o, măi. Nu plătești domnului Chiem. Nu plătești nimeni domnului Chiem. Sunt care îi semnează, știu foarte bine. Sunt care îi semnează. Sunt proiecte aici, le-am trecut. Vreau să discute cineva sau trecem la... Deci trecem la... La vot sau vreți să mai discutați ceva? Dacă nu trecem la vot. Cine este pentru? Cine este pentru? Lăsa! Cetățenii se bucure de ce poduri, de ce se fac, de alei, se bucure așa. Restul răspund cei care au făcut așa. Este cineva împotrivă? Abține. Cine se abține? Da. Domnul Lungu. 3. Bravo. Deci ultimul proiect am ajuns foarte frumos, s-a comportat Consiliul Local foarte frumos, e bine că ne-am înțeles. E proiect de hotărâre privind alegerea în funcție de viceprimar al Comunei Livezi, județul Bacău, inițiat de o treime din Consiliul Local și aviz din partea Comisiilor de Specializare. Aici trecem din nou, ne alegem, fiindcă noi am fost aleși de populație, am fost aleși să-i reprezentăm, să le facem treabă pentru comunitate și nu de prefectură. Deci ne alegem de câte ori este nevoie, că atât timp cât funcționează o echipă care funcționează și se face treabă pentru comunitate, eu zic că este în beneficiu cetățenilor. Nu partide politice, nu răfuieli între partide politice, ci între oameni. Uite să fim oameni, le-am promis cetățenilor că vom face treabă, nu amestecăm partidele, nu avem treabă cu partidele, partidele este de datoria lor să facă legi și noi să le respectăm. Noi am promis cetățenilor că le facem poduri, asfalturi, grădiniți, școli, așa cum își prezintă toți în campania electorală, numai minte. Dar trebuie să-și arăte că vor. Noi am, echipa asta care ne-am format din mai, am arătat că se poate. Și dacă nemai elevi cetățenii consideră, o să arătăm mult mai mult că se poate. Și am dovedit-o. Care consideră, care nu, cu minciuni, e problema lor. Doar de asta suntem la mâna cetățenilor, ei ne dau votul de încredere și ne trebuie să facem în ce. Eu n-am orgoliu de partid, n-am probleme cu niciun partid, ci doar ca oameni să respectăm ceea ce am promis la oameni, să lăsăm toate șicanările astea, partidul. Nu avem treabă cu ei. Hai să ne facem treabă. Hai, suntem acum în campanie electorală și să nu mai mințim. Să venim să ne sprijinim. Să facem treabă pentru populație, că la noi suferă comună de investiții. Suferă, am fost în amorțeală atâta timp și suferă. Hai să lăsăm toate ranchiurile, să batem palma, să ne aliniem și să facem treabă. Să facem treabă atât cât se poate, dar facem treabă. Indiferent culoarea politică, să nu mai stăm să fim. Hai să facem treabă. Și mă bucur că ne-am înțeles cu echipa, mă bucur foarte mult că ne-am înțeles și înțelegem că trebuie să facem treabă. Asta am avut de spus. Comisiile. 2 favorabili. 3. Domnilor, este ultimul proiect aici. E vorba de alegerea primarului, nu? Viceprimar, poate fost primar. Viceprimarul care se vedea la. Dar de câte ori l-ați ales din aprilie încoace, domnule? De câte ori? De câte ori? Dar pe câtă perioadă de timp l-ați ales? Nu, pe 15 zile? Este o bătaie de joc, o cace al mare. Bun, 2. Începând cu 30 aprilie 2020, când ați spart ușa primarului, ați pătruns înăuntru și v-ați instalat voi și prefectura aveți proces pe 30 septembrie. Prefectura v-a atacat în instanță pentru ocuparea de funcții de demnitate publică prin infracție. Dumneavoastră vă alegeți primar, viceprimar din zi în zi, din săptămână în săptămână. Ce faceți aici? Vă bate joc de comuna Livezi? Îmi pare foarte rău, domnilor. Domnilor, sunteți un grup infracțional calificat de prefectură, nu de mine. Eu trebuie să ascult de un for superior. Dacă a spus așa ceva prefectura, eu cred așa. Acolo sunt juriști, sunt 25-30 de persoane cu studii superioare și ca urmare eu trebuie să respect. Uite, domnule, sunteți și suspendați. Sunteți suspendați, nu te băga peste mine, suspendați și încă funcționați, da? Păi ce facem aici, domnule? E primărie sau e târlă? Îmi pare rău că vorbesc așa. Da. Vreau să arăt aminte unul lung. Mi-ați dat ocazia. Da, 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 nu. Nici o problemă. V-a spus păi, oful dumneavoastră că de 30 de ani nu ne vrea să lasă să facem treabă cu noi. Ce-am făcut că noi făcum atașele să facem de 30 de ani. Da, da, v-am lăsat. Lăsați-mă să vorbesc. Domnul, v-am respectat. Ce-am făcut eu și v-am pus și viceprimar de 2 ori. Păi și-am făcut treabă. Dar atunci erați cu mintea bună. Ori acum nu știu de ce ați deviat, domnul. Dar cum ați deviat, domnul? Domnul vice. Păi acum nu mai sunteți în domnul. De ce fac treabă, domnul? Nu mai sunteți în domnul. Ca persoană vă stemesc, n-am nicio problemă. Suntem buni prieteni, dacă vreți, dacă nu, dar dumneavoastră, de o bucată de vreme, v-ați abătut de la lege, domnule. Asta e problema. Eu nu am nimic cu nimeni, dar trebuie să respect legea, că așa am votat când ne-am venit aici. Și acum aveți o mașină de vot care votează în neștire și necunoștință de cauză. Proiecte care vi le atacă în instanță prefectura. Aveți toate proiectele începând 7, 8, 10, 12, câte ori fi la număr, toate sunt atacate în instanță. Puteți să reveniți asupra lor ca să vă fie treaba bună. Bun. Acum să dau exemplu. Domnul, nu avem atâta nimic decât doar numai să ne intitulăm pe Dumitru primar. Dacă ați înțeles cine e Dumitru primar, atât. Restul ne facem treabă. Cetățenii v-am spus. V-ați numit voi din voi. V-ați numit voi din voi. Da, domnul, așa spune-ne. Domnul, domnul, ne-a ales populația, Consiliul Local și alege viceprimarul. Da, nu ne alege prefectura. V-ați ales voi. Domnul, v-am lăsat să vorbim. De ce v-a atacat? Domnul, dar nu aveți problemă. Recunoașteți că aveți și cazul pe 30 septembrie. Recunoașteți. Ați pierdut un proces doar. De ce v-a dat în judecată prefectura? Hai să fim de ce? Ca să vă dădare. Ai o vârstă, eu te înțeleg. Nicolae, ai o vârstă, te înțeleg. Abați, nu mai te duci, mintea nu mai este lucidă la 80 de ani. Noi nu avem, suntem responsabili. Dar prefectura nu ne alege pe noi prefectura. Uitați ne alege pe noi. Domnul, domnul, hai lăsați, domnul, v-am respectat, domnul. Lăsați-mi, domnul, eu, din punctul dumneavoastră de vedere, spun să nu ne mai alege cetățenii să ne aleagă. Să ne aleagă prefectura. Că poate vă iubește prefectura, fiind de o culoare politică, vă agrează pe dumneavoastră și să vă aleagă în continuare. Zicea unul din cei care se duce de ușă. Haide, haide, cu ei de la magazin, haide ca să spargem aici, că le plătește doamna contabilă. Asta propuneți acum în campanie electorală. Nu, tu faci campanie electorală. Eu aici fac consiliu, nu fac campanie. Campania o facem afară, afară. Ei, vă arde la suflet, vă apucați acum de treabă, numai ca să vă dați mari, să spuneți niște voturi. Asta faceți. Haideți, domnul. Treci la urmă, că nu-mi înțelegi. Eu le mulțumesc că am avut o ședință chiar bună, frumoasă, și propune la punctul. Viceprimar, propuneți cineva pentru viceprimar. Doamna, cel puțin Elena. Ceilalți sunt colegi. L-aș înlege o propunere pe domnul Gavicoa. Ca să mergem până la capul. A, deci altul sunt frângeva? Pe Soruciu Daniel. Nu, că eu sunt Daniel. Eu n-am nicio problemă. Eu nu s-am dat. Pe matare te-am votat. Nu mai sunt. Da, mă pot să văd. Domnule, eu nu vă subapreciez ca persoană. Deci chiar nu place, buletinii de vot, cu singura propunere din partea Partidului Social-Democrat, doamna Sărpulță Elena a făcut pentru Coacă Vasilecade. Luna viitoare s-a legețiat? Cu permisiunea domnului președinte, vom lua o pauză, redactarea buletinilor de vot și apoi ne vom reîntoarce în sala de ședință. Deci acum o să mergem. Procedura e în felul următor. Buletinul de vot va avea o singură propunere. Dumneavoastră veți vota prin înscrierea cuvântului da în dreptul candidatului din... Da, știu, oameni, s-au pasat de 10 ori când votați. În momentul ăsta l-o luăm. Da, stai așa să bagă aici. Uite, asta și cutia aia. Nu, prima dată ca și bagă, deci la să vă lipă. Da. Votăm o limbă. Păi, dați-vă un pic, să nu mă am. Dar nici e prima să vă luăm. Lăsa-mă aici, ca să vă luăm. Puneți masă, ca să ne pune mai... A, domnul, nu-mi e pisorin, e podul. Dacă vota, cum nu vota? La mine, cum nu vota? La... da, la mine. Ele pode vir, mas tem que ir. Așa. Domnul Giurgiu, doamna Giurgiu Veronica. Nu m-am gândit să zic. Ziceam cu față. Deci nu m-am gândit să zic. Da. Eu cu Vladimir. S-a făcut să le ducă la o trecut multe care are. Nu mă ziceți la o. E, dar e din urmă. Păi da, stai un pic, stai să explic. Care îți trecut și copiii acolo, iau și copiii, da. Dacă tu nu mă atunci cu ei ai fost, atâta, două pachete. Deci fiecare persoană stă cu un pachet. Da, 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 sunt care au mărirea și copiii și le dau și lor, da. Deci care au mărirea, da, le dau și lor. Da, 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 da. Domnul Mocoi. Așa, așa e, așa e, Mocoi. Da, da, nu e nicio problemă, nu e nicio problemă, da. Da, da, da. 50 milioane. 10 milioane nimic. Pensii. Deci mari prostii, trebuiau incluși pensionare în chestia asta cu... În anii trecuți era limita 5 milioane. Dacă aveai 5 milioane și eu, nu le dai. Păi și acum trebuie să dă pensionare, nu se pensionar. Păi și mari prostii, să știți că nu se dă la pensionar. Să pensionar 10 milioane pe lună. Și... Dar omul face ori aici, comunitate, păi trebuie să faci un pic, dar nu știu, să dispui. Nu, 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 să le luăm, mă, mă. A, ia le deja. Deci asta e primă de noi. Pune-te. Care era în comisie? Era Adi? Era în comisie. Întâlnii oameni, mergi și gata, ce mă zic o fac? Ce la fiecare e de unul și la fiecare comisie, de unul și gata. Că numai trei oameni îi faci la asta. Da, da. Trebuie să mergi noi. Dar mergi noi, pută până în galată. Ca să nu avem nicio urmă.